Bună ziua, jurorii 12, aici la ambasada Israelului din centrul capitalei s-a prezentat un bărbat și la început a avut un comportament susținut de judiciare care nu indica faptul că ar fi încercat să facă ceva rău, însă aproape imediat a scos o sticlă cu ceva material inflamabil. Încă nu avem date legate strict de acest material inflamabil și a amenințat că se incendiază, însă apoi a aruncat cu această sticlă. Deja aprinsese cârpa care se afla în gura sticlei, a aruncat această sticlă direct spre ușa blocului în care se afla ambasada, însă sus ridiciare susțin că nici măcar nu a nimerit ușa care trebuie, pentru că pe acolo este intrarea pentru locatarii care locuiesc în acest imobil. Din informații pe care avem până acum de la sus ridiciare, se pare că ar fi vorba despre un bărbat cu probleme psihice și în acest sens ar exista și documente medicale. Un bărbat care, sus de aceleași surse, ar fi aplicat la un moment dat pentru o viză de Israel, însă această viză i-a fost refuzată și cel mai probabil motivul gestului său de astăzi ar fi legat de acest refuz al funcționarilor de la ambasada Israelului din capitală. În prezent, bărbatul este dus la secția 14, a fost imobilizat foarte repede. Practic, singura pagubă este incendierea unui afiș care se afla pe ușa de la intrarea în bloc. Așadar, bărbatul este în prezent la secția 14, este audiat acolo de către polițiști și evident așteptăm să vedem ce le va spune acestora și apoi să se stabilească și care va fi încadrarea pentru fapta sa. Atât pentru moment, la revedere!